Salut Elena, sunt Cristian Gafin și îți vorbesc din San Martino in Rio, localitatea din nordul Italiei, mai exact provincia Reggio Emilia. Mă întrebai anterior cum petrec moldovenii sărbătorile de iarnă, mai exact Revelionul și Crăciunul. Păi lucrurile stau destul de simplu, majoritatea persoanelor de aici se adaptează după tradițiile și obiceiurile localnicilor. Deci vei vedea puțini moldoveni care vor merge cu colindatul în ajunul Crăciunului. Totuși, dacă să vorbim despre diferențele dintre Crăciun și Revelion, află că Crăciunul este o sărbătoare a familiei, în timp ce Revelionul este o sărbătoare a prietenilor. Dacă vorbim despre mesele principale ale Crăciunului, află că sunt două, mai exact cina din ajunul Crăciunului, în care de obicei se mănâncă pește, și este desigur seara în care se deschid cadourile mult așteptate. A doua masă principală, sau cea mai principală, este prânzul de Crăciun, în care se mănâncă bucata din carne. Revelionul în Italia, un pic ca în toată lumea, este un eveniment important. Astfel, mesele de sărbătoare de obicei sunt împodobite cu cele mai bune bucate și cu vinuri alese. De asemenea, fiecare dintre mese neapărat trebuie să mănânce la masa de sărbătoare cel puțin două bobițe de poamă. Se spune că cel care o va face va avea noroc în anul care vine. Un alt obicei în noaptea de Revelion este cel de a aprinde focurile de artificii. Este o tradiție mult îndrăgită în Italia, dar și apri criticată, în special de organizațiile care luptă pentru drepturile animalelor. Asta din cauza că în anii precedenți s-a făcut abuz de focuri de artificii și multe patrupede, multe animale, au murit din cauza șocului, provocat de bubuituri. Cât ține despre cultura împodobirii pomului de Crăciun, și aici lucrurile stau destul de simplu. Italienii nu fac mare lucru din asta și îl împodobesc de obicei în două culori. Spre exemplu, în familia mea, mama a ales să împodobească pomul de Crăciun în galben și argintiu. Totodată, italienii în noaptea de Revelion nu obișnuiesc să meargă la pomul de Crăciun. Aceasta este mai degrabă o tradiție a noastră, este europeană, legată poate și de trecutul nostru sovietic. Trebuie de menționat că odată italienii cheltuiau foarte mulți bani pentru decorarea grădinilor și a balcoanelor cu jucării de Crăciun. Aceste timpuri deja au trecut, întrucât criza economică mondială se face tot mai resimțită în casele lor. Astfel, majoritatea persoanelor se mulțumesc cu atârnarea unui Crăciunel sau unor ghirlande care luminează nostalgic în amintirea unor timpuri mult mai bune. De asemenea, sunt interesante zilele după Crăciun și Revelion. Întrucât sunt zile de odihnă, majoritatea familiilor merg în excursii în orașe de cultură sau vizitează locuri pitorești. Atât de aici, din San Martino in Rio, vă doresc sărbători fericite și la mulți ani! Ma che loro in famiglia per tanti tempo.